Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la un nou eveniment ardelean. De această dată ne aflăm în incinta cetății medievale din municipiul Târgu Mureș, acolo unde se desfășoară ineditul spectacol al celebrării ei naționale românești. Un proiect în care, iată, Costi Dumitru a pus mult suflet, un proiect în care i-a avut alături pe cei din cadrul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, Serviciul Dezvoltare Comunitară, din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare. Un parteneriat puternic, l-aș numi eu, pentru că, iată, vorbim despre ani de zile de când reușiți să obțineți finanțare pentru organizarea evenimentelor care celebrează simbolurile naționale. Astăzi, ea românească. Așa este, este un parteneriat puternic în beneficiul mureșenilor și nu doar al lor. Un parteneriat care ne-a oferit și în această seară șansa unui spectacol extraordinar. Mă gândesc acum că ceea ce am pus pe afiș s-a simțit în această seară. S-a simțit armonia, s-a simțit frăția între oameni, s-a simțit faptul că noi chiar avem românii o bogăție extraordinară, nu doar în suflet, și purtăm și haine de o bogăție fantastică. Avem interpreți extraordinari, avem dansatori nemaipomeniți și orchestre de muzică populară cunoscute și mai ales recunoscute. A fost fără îndoială un spectacol extraordinar. Mă bucur enorm că publicul a fost în număr foarte mare. Mă bucur de asemenea de acest parteneriat pe care îl avem cu Ardeal TV de atâta amar de ani și iată, este ediția 5-a și trebuie să mulțumesc frumos încă o dată. Fără dumneavoastră, Ardeal TV n-ar ajunge mesajele, semnalele noastre, gândurile noastre și până la urmă n-ar ajunge bucuria pe care dorim să o transmitem publicului spectator, dar și telespectator. Iată că am avut onoarea să fim astăzi părtași la un eveniment inedit, un eveniment care a reunit artiști de marcă, artiști de seamă, prin intermediul cântecului popular, dar și al jocurilor populare care au fost prezentate pe această scenă. Și pentru că domnul Costi Dumitru vorbea despre emoția transmisă, acum este momentul să vă invit în fața micilor ecrane pentru a trăi și dumneavoastră emoțiile pe care le-am simțit noi, cei care am fost prezenți față în față la cea de-a cincea ediție a evenimentului ei naționale românești. Dragii mei, vă spun bun găsit la acest eveniment de seamă, un eveniment în care sărbătorim ea românească. Sunt Alexandra Cotoi și am onoarea să fiu gazda dumneavoastră într-o zi atât de frumoasă de iulie, în care fiecare dintre noi trebuie să simțim că suntem părtași la acest fenomen care a luat amploare de ani de zile, anume acela de a celebra ea românească. Iată că de aproape 10 ani se întâmplă acest lucru, iar noi avem onoarea ca aici, în municipiul Târgu Mureș, să avem un om tare fain, așa cum se spune pe la noi, să-l avem pe Costi Dumitru, cel care se luptă din răsputeri și iată că reușește să ridice la adevărata sa valoare ea românească prin intermediul evenimentelor pe care le organizează, având ca partener principal Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului, Serviciul Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare. Acum sunt ferm convinsă că fiecare dintre dumneavoastră știți că ea românească are o zi a ei. Este vorba despre data de 24 iunie. Dar iată că noi astăzi suntem în data de 13 iulie. Să știți că nu întâmplător s-a organizat acest eveniment astăzi. Și am să vă spun și de ce. Pentru că, iată, ea românească nu trebuie să aibă neapărat o singură zi a ei. Ea românească și costumul popular tradițional trebuie să fie îmbrăcat indiferent de zi, pentru că în felul acesta ne păstrăm noi identitatea noastră națională, iar faptul că fiecare dintre noi avem, sper eu, în dulapul de acasă un astfel de obiect vestimentar stă mărturie a faptului că, într-adevăr, moșii și strămoșii noștri nu și-au dat viața degeaba pentru a fi noi cei ce suntem astăzi.
Iată că Ziua Internațională a Iei Românești înseamnă tradiție, armonie, bogăție, frăție. Tradiție prin tot ceea ce a reușit Ia Românească să însemne pentru fiecare dintre noi, cei care ducem mai departe această moștenire impresionantă a poporului român. Armonie, pentru că la noi în țară, știm foarte bine, există o multitudine, o bogăție etnofolclorică și fiecare zonă are un specific al ei. Nu ne certăm noi între noi, dar mite Ia Românească, care e atât de frumoasă, atât de bogată și atât de armonioasă. Bogăție, pentru că veți vedea în minutele următoare, într-adevăr vorbim despre bogăția țării noastre, despre farmecul femeii și despre mintea ei atât de iscusită, astfel încât să reușească să scrie pe aceste cămăși populare ceea ce înseamnă viața celui care o poartă. Pentru că fiecare cusătură, fiecare împuns al acului în materialul ei reprezintă ceva. Iar acel ceva se poate descoperi de la o simplă privire. Frăție, pentru că împreună, alături unul de celălalt, îmbrăcați în straie populare, am realizat Marea Unire. Dragii mei, astăzi Ia Românească va fi celebrată și prin intermediul celor care, iată, reușesc să ducă mai departe această tradiție impresionantă a poporului român. Și aș vrea să vă îndreptați atenția și înspre standurile amenajate de meșteri populari iscusiți care au venit de pe Valea Mureșului Superior și de pe la Idicel pentru a expune obiecte vestimentare, podoabe pe care le îmbracă la ceas de sărbătoare, dar și în viața de zi cu zi. Și aș vrea ca în timpul spectacolului, atunci când poate simțiți nevoia să vă mai îndreptați așa puțin oasele, să vă îndreptați pașii și înspre Muzeul Ciobotă Petruț din Lunca Bradului, acolo unde Andreea Petruț vă așteaptă, alături de mama ei, Rusalina Petruț, și care au creat o adevărată podoabă în tot ceea ce înseamnă moștenirea pe care au primit-o de la bunicii și înaintașilor. Tot acolo o întâlniți pe Adriana Ilovan de la Rușii Munți, pregătită să vă ofere și să vă explice lucruri frumoase ce țin despre Ia Românească. Și totodată o vedem și pe tanti Rafila Moldovan, un meșter popular, rapsod popular, care a reușit prin dibăcia mâinilor și prin asprimea minții să creeze o adevărată valoare în tot ceea ce înseamnă idicelul, prin maestria cu care reușește să coasă straie populare. Cei care încă nu aveți o ie, vă invit să achiziționați de la acești oameni frumoși, care sunt ferm convinsă că vor găsi în timpul lor răgazul suficient, astfel încât să creeze o cămașă populară pe gustul dumneavoastră. Și pentru că vorbim despre bogăție și despre acești oameni care știu ce înseamnă să ai acasă o cămașă populară, dați-mi voie să vă spun că am cunoscut astăzi mai bine un om care de 9 ani de zile încoace a început să colecționeze costume populare din diverse zone ale țării. Îi cunoșteam activitatea dinainte de acești 9 ani, îl cunosc de mult pe Sergiu Cioban, prin tot ceea ce reușește să surprindă prin intermediul fotografiilor. Dar iată că s-a îndrăgostit iremediabil de portul popular și astăzi, prin bunăvoința domniei sale, vom avea ocazia să urmărim pe aceeași scenă
diverse costume populare din diverse zone ale țării. Dar pentru început aș vrea să-l invit pe Sergiu Cioban alături de mine și vreau ca dumneavoastră să-l aplaudați, pentru că să știți că nu e ușor să reușești să colecționezi atât de multe costume populare. De multe ori e greu să ai unul singur, dar la tine lucrurile sunt diferite și vom vedea ce anume astăzi. Bine v-am găsit. Eu de obicei vorbesc prea repede și sunt un pic susuit. O să încerc să vorbesc un pic mai rar, ok? Ca să mă înțelegeți. Eu sunt în Târgu Mureș și de 9 ani, după cum zicea, am început cu hobby-ul acesta de a aduna haine uitate. Sunt haine uitate de lume. Este portul nostru românesc, dar este puțin spus uitat. Și am încercat să adun din fiecare județ câte o mică parte. Iar astăzi am adus din aproximativ 10 județe o mică așa frântură de istorie. Sper să vă placă. Fiecare costum are minim 60-70 de ani. Și în timp ce fetele vor urca, o să spun 2-3 cuvinte. Sper să mă înțelegeți. Cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Avem și muzică? Avem și muzică, pentru că cei de la Mammut Stage sunt mereu pe fază și pregătiți cu tot ceea ce este nevoie. Când doriți voi. E ok? Urmează un costum de mărgău. Mărgău este în județul Cluj, țara Călatei. Este un costum din cânepă, anii 1928-1930. Sper că vă place cum se vede. Mie tare îmi place aspectul de cânepă. Hai să vedem cine urmează. Sorana poartă un costum din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, țara Lăpușului. Este un costum din anii 40. Poartă zadia cu trup vânăt, ca să fie mai ușor de explicat. Sper că recunoașteți județul Bistrița, nu? Culorile sunt inconfundabile. De cămașă nu pot să dau exact seama, dar este undeva după anii 50 cămașa croită. Și desigur, ținutul pădurenilor. O cămașă complet din cânepă, așa de aspră este, mă bucur că Sorana poate să poarte. Sorana, arată-le puțin și spatele să se vadă mânecile la cămașă. Bun. Ținutul pădurenilor, să știți că mai are și un colop pentru fete impresionant. Acea piesă de pe cap se numește ceapșă, ceapșă de pădureancă. Urmează o doamnă din Ținutul Pădurenilor, pentru că prima domnișoară era costum de mireasă. Avem o doamnă măritată din Ținutul Pădurenilor. Bine, Castiana nu e măritată încă, dar costumul este de doamnă măritată. Nu se știe niciodată, poate își găsește aici ursitul. Avem și fotograf, și DJ, tot ce trebuie pentru o nuntă. Urmează, din nou, țara Lăpușului cu pieptar de năsăud. Acest costum este din satul Suciu de Sus. Vedeți că este o influență între Bistrița Năsăud și Târgu Lăpuș. Poftiți! Urmează un costum muscelean, județul Argeș. Costum cu fotă și cu maramă de borangic. Sunt foarte multe de spus, o să spun cât mai puține. Poftiți! În caz că nu știți, este costumul de sălcioa cu ciupag. Este exact comuna Ocoliș, comuna Ocolișul din Alba. Cămașă de cânepă, să știți că e foarte aspră. Urmează desigur Maramureșul, sigur știți cu toții de cum arată Maramureșul. Cămașa este, se pare că de mireasă, de aceea este complet albă. Și din nou, cea mai rară piesă din colecție este cămașa cu ciupac de mărgău, singura care o am în colecție. Țara Călatei, Huedin, mai ușor de spus, de explicat. Este costumul de Mureș cu ciupag. Costum de Mureș cu ciupag, foarte asemănător cu țara Lăpușului sau cu Sălcioa. Singurul costum de Mureș. Țara Oașului, costum de mireasă. I-am pus un brâu la mijloc. Este foarte greu costumul așa, pe care are vreo 7 kg.
țara Argeșului revine pe scenă în costum din Bran, pasajul Rucăr Bran. Cu foto, desigur, foto cum poartă și moldovenii. Eu mă ascund aici, în spate. Un nou costum de Argeș, după cum vedeți. Are mai mult negru, raportuate doamnele măritate, da? Ale, sper că nu te măriți astăzi. Avem un costum din comuna Dragoslavele, da? Județul Argeș, cu fotă cu fir auriu. O cămașă de Dragoslavele. Rămânem aici, în spate. Uite, am să-mi prezic eu costumul. Nu e de la Sergiu Cioban, este de la doamna Mărioara Jiga, dar să știți că, la fel ca și Sergiu Cioban, a prins drag pentru tot ceea ce înseamnă costumele populare tradiționale românești și iată că Mărioara Jiga e cea care mă îmbracă de fiecare dată când urc pe o scenă. Îi mulțumesc pe această cale și sper eu ca și în viitor, alături de Sergiu, să putem realiza o astfel de colaborare. Este... Ia să văd, știe cineva din ce zonă e costumul meu? Eu știu. Hai să vedem, Sergiu. Sper că cunoașteți costumul de Beiuș, nu? Biharul, cum se spune mai bine. Bihorul, da, zona Bihorului este costumul pe care astăzi am ales să-l îmbrac special pentru dumneavoastră. Sergiu, 9 ani de zile... Trebuie să vă laud pieptarul. Este un pieptar extrem de rar, un cojoc de Beiuș. Cred că acum nici la comandă nu se mai fac. Se mai face undeva? Uite, să știi că acesta este nou făcut. E superb, exact ca cele vechi. Și dați-mi voie să vă prezint pe ultima pădureancă venită pe scenă. Dacă dorești să treci prin față. Este un costum de pădureni complet din cânepă. Nu e ușor de purtat. Cred că are vreo 8 kg. Maria, mulțumesc. Și vă mulțumim pentru atenție. O adevărată bogăție aici, pe această scenă, deoarece, dați-mi voie să vă spun, astfel de costume sunt destul de rar de găsit, iar atunci când le găsești, mă bucur să spun că astăzi costă o avere, dar în trecut nu era chiar așa. În trecut, de multe ori, ia românească a fost punegrită, aș spune eu. Dar, Sergiu Cioban, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, pentru a salva renumele costumului popular românesc. Plăcerea este de partea mea. Vă mulțumesc. Rămâinile. Am să invit alături de noi pe membrii orchestrei ansamblului artistic profesionist Mureșul, cei care vor acompania pleiada de artiști care vor urca pe această scenă. Până când maestrul Zoli Bambo va reuși să își așeze instrumentiștii pe fiecare la locul lor. Dați-mi voie să vă mai spun câteva lucruri importante despre tot ceea ce înseamnă Ia Românească. Ia Românească, așa prin anii 1940, a fost pictată de Henri Matisse la Paris, iar apoi Yves Saint Laurent a reușit să o aducă în atenția mapamondului prin faptul că a reinterpretat-o în cadrul prezentărilor sale de modă și a reușit ca astfel Ia Românească să fie renumită la nivel mondial. Știm foarte bine cu toții, Casa Regală a României a avut o aplecare aparte înspre acest obiect vestimentar și iată că din această dragoste pentru tot ceea ce înseamnă tradițiile, folclorul și mai degrabă însemnele acestei țări, Costi Dumitru a gândit proiecte îndrăznețe la început, dar care iată astăzi devin realitate și cu fiecare ediție pe care o desfășoară, ele devin din ce în ce mai calitative. Aș vrea să-l invit acum pe Costi Dumitru alături de dumneavoastră pentru a vă expune un scurt istoric al acestui spectacol. Costi Dumitru,
Îți mulțumesc în primul și în primul rând pentru încrederea pe care mi-o oferi de fiecare dată de a fi gazdele evenimentelor pe care le organizezi, nu singur, ci în parteneriat cu Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului, Serviciul Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare. Știu că nu e ușor, dar tu faci față. Mulțumesc, Alexandra, bună ziua tuturor și Doamne ajută! Mulțumesc din suflet! E o poveste lungă. Îi mulțumesc, Alexandre, că a amintit de istoricul Asociației Culturale Doruri Mureșene. Atunci când faci lucrurile cu bucurie, cu suflet, cu sinceritate și cu prieteni, timpul trece foarte repede. Aș vrea doar să reamintesc că începând din 2017 mi-am propus să organizez evenimente legate de simboluri naționale, Ia Românească, Imnul Național, Limba Română și Portul Popular Românesc. Cred cu tărie că avem nevoie în fiecare an, oriunde ne-am afla, să amintim oamenilor că acest popor românesc, sau român, mai bine zis, are atâta bogăție, din care o picătură ați văzut astăzi și dumneavoastră, o picătură veți vedea la ziua Imnului Național, ați văzut deja la ziua Portului Popular și veți auzi și veți vedea la ziua Limbii Române în 22 august, unde vă invit cu mare drag. Este o bucurie enormă, nu-mi doresc decât să fim sănătoși, să mergem înainte, să avem familii sănătoase, să ne bucurăm de copii și de cei din jur, să fim mai toleranți unii cu ceilalți și de câte ori avem ocazia să ne adunăm, să ne unim, să ne bucurăm, să ne veselim și să trăim în armonie. Vă mulțumesc din suflet tuturor că sunteți astăzi aici. Mulțumesc! Și trebuie să le mulțumim și celor care ne privesc în direct prin intermediul televiziunii TVA Stârnăveni. Totodată le mulțumesc și colegilor de la Ardeal TV, M9 TV, Radio România Târgu Mureș, Zi de Zi, Transilvania Business, Glasul Văilor și partenerilor care au pus mână de la mână astfel încât să sprijine organizarea acestui eveniment. Crama Sântu, Poarta Sufletului, Restaurant Rustic Târgu Mureș, Leonard Cafe, Clinica Atlas Imagistică Târgu Mureș și Asociația Culturală Tradiții Mureșene. Să știți că mai vedeți așa prin între dumneavoastră un fotograf care încearcă să surprindă momente inedite din cadrul acestui eveniment. Este vorba despre domnul Mirel Goga, pe care îl salut. Și ne auziți atât de bine și ne vedeți atât de frumos datorită celor de la Mammut Stage, pentru că, iată, ei se ocupă de tot ceea ce înseamnă sunet, lumini și scenă aici, în cetatea medievală, un loc pentru care trebuie să le mulțumim celor de la Primăria Municipiului Târgu Mureș, pentru că, iată, au acceptat să ne primească așa cum se cuvine aici, în cetatea medievală. Iar spectacolul nostru începe cu cântecul, jocul și voia bună pe care Georgiana Moldovan îl va aduce aici, la Ia Românească, în fața dumneavoastră. Petrecem împreună, petreceți-vă, faceți voia, că viața trece ca ploaia. Am venit cu voie bună să petrecem împreună, petreceți-vă, faceți voia, că viața trece ca ploaia. Că viața iute să gata, lume dragă, lume, și trăim numai odată, lume draga mea. Că viața iute să gata, lume dragă, lume, și trăim numai odată, lume draga mea. Că trăi
nu-ți pară rău. Așa-i bine cât se poate, că trăiești să le faci toate. Georgiana, și uite, în semn de apreciere și respect pentru ceea ce faci, Costi Dumitru a pregătit un dar pentru fiecare dintre cei care vor urca pe această scenă. Dragii mei, da, într-adevăr, cântecul popular e cel care reușește să ne aline sufletul. Atunci când poate ne e greu, când poate avem o tristețe sau o supărare, dar tot cântecul popular e cel pe care îl alegem când avem nevoie să jucăm, să petrecem, să ne simțim bine. Iar de acest lucru se va ocupa în minutele următoare Georgiana Pușcaș, pe care o invit pe această scenă, în aplauzele dumneavoastră, și pe mama căreia vreau să o salut, așa, pentru că știu că ne urmărește acum în direct la TVAS. Bună ziua și bine v-am găsit! Pe buzele mele, bade de-aia te-am
ușor m-ar vedea. Îți mulțumim și noi, Georgiana. Uite, am să-ți dau acest dar, această amintire pe care știi ce te rog să o prezinți copiilor de la tine, de la grădiniță, pentru că știu că acolo tu îi înveți despre folclor și despre tradiții. Cu siguranță. O să fac cu mare plăcere și cu mare mândrie, bineînțeles. Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Dragii mei, continuăm cu jocul popular de această dată pe care tinerii de la ansamblul de dansuri Spice Mureșene îl vor aduce pe această scenă. Vor aduce Moldova, dragii mei, în seara aceasta, alături de dumneavoastră, instruiți fiind de domnii și doamnele, domnul și doamna Silviu Cârciu și Rodica Botârcă, doi oameni care nu știu cum, dar reușesc să facă lucruri impresionante. Și o să vedeți dumneavoastră de ce spun asta. Spice Mureșene!
Vice Mureșene, dragii mei, felicitări pentru acest dans din Moldova. Iuți au fost, nu-i așa? Dar v-au plăcut? O să mai vină și mai târziu, stați liniștiți și o să vedeți că mai cunosc și alte jocuri, pentru că acolo, în cadrul ansamblului, Rodica Botârcă și Silviu Cârciu reușesc să străbată țara în lung și în lat, astfel încât să-i învețe pe tinerii noștri mureșeni tradițiile și jocul popular din diverse zone ale țării noastre. Mergem mai departe cu cântecul popular alături de un domn tare fain la stat și să știți că a reușit să crească, să copilărească într-un colț de rai, acolo, pe Valea Mureșului Superior, la Vătava. În aplauzele dumneavoastră, Adrian Arghir Cioată, cel care va veni să vă arate un cântec de bărbat adevărat. Bună ziua, oameni buni, vă spun și eu. Mă bucur că sunteți într-un număr așa de mare. Mulțumesc colegului nostru, Costi Dumitru, pentru organizare și pentru implicare. Doamne ajută! Verde de trifoi, la 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 la, azi juc în sat la noi, la 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 la. Frunză verde de trifoi, la 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 la, azi juc în sat la noi, la 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 la. Șoviniș mândra mea, la 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 la, și în joc noi om intra, la 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 la. Păi jocă mândră, nu te fașe, ori nu joci cu șine-ți place. Șeterașul zice bine, la 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 la, și mă-ndeamnă și pe mine, la 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 la. Șeterașul zice bine, la 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 la, și mă-ndeamnă și pe mine, la 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 la. Să intru cu mândră în joc, la 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 la, și să o prindem nijloc, la 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 la. Joacă mândră, nu te fașe, la 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 la, ori nu joci cu șine-ți place, la 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 la. Joacă mândră, nu te fașe, la 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 la, ori nu joci cu șine-ți place, la 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 la. Că la joc-i lume multă, la 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 la, și tătă la noi să uită, la 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 la. Știe să joace, la 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 la, de rușine nu mă fașe, la 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 la. Mândra mea știe să joace, la 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 la, de rușine nu mă fașe, la 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 la. Om juca până sara, la 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 la, ca tu jocu s-o găta, la 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 la. Șoi mere cu mândra mea, la 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 la, acasă la mumă sa, la 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 la. Șoi mere cu mândra mea, la 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 la, acasă la mumă sa, la 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 la. S-o lasă ca să mai vie, la 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 la, că tare mi-e dragă mie, la 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 la. Nu-i la joc alta ca ea, la 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 la, să știe așa a juca, la 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 la. Mulțumesc frumos, mulțumesc! Mulțumim și noi, avem și pentru dumneavoastră un dar de oferit, să-l păstrați cu sfințenie într-un loc special al casei, o casă care este decorată cu multe astfel de amintiri frumoase din cadrul spectacolului, pentru că vorbim despre o casă în care și soțul și soția cântă, dar și feciorul lor. Iar în minutele următoare vreau să o invit alături de mine pe doamna Ana Maria Cioată, soția domnului Arghir Cioată, cel pe care l-ați ascultat anterior, pentru a vă aduce cântecul ei special, îmbrăcat în straie populare minunate. Tare faine sunteți! Mulțumesc mult! Doamne ajută! Thank you.
ce te raști pe câmpie, la 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 la. Zuna să-mi placă mie, la 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 la. Zutare pe struna ta, ai la 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 la. Că eu joc cu bădița, mai la 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 la. La 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 e la, până cal pământ cu iarbă, la 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 e la. După șoi fi sub pământ, ai la 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 la. N-am să joc și n-am să cânt, mai la 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 e la. Că pe lume atât-ai bine, la 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 e la. Cât ești tânăr și să vine, la 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 e la. Cât ești tânăr și-n putere, ai la 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 la. Voia inimii plăcere, la 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 e la. De-aia joc și nici nu-mi pasă, la 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 e la. Că puterile mă lasă, la 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 e la. Mulțumesc! Mulțumim, Ana Maria Cioată, darul nostru pentru dumneavoastră. Dragii mei, în minutele următoare am să las scena aceasta să trepideze, să tremure sub bătăile fixe ale corpului de balet al ansamblului artistic profesionist Mureșul. Ansamblu care zilele trecute a reușit o performanță inedită. O performanță în urma căreia a reușit să ridice întreg publicul de la Festivalul Inimilor, ce s-a desfășurat în Timișoara, în picioare. I-au aplaudat la scenă deschisă, au cerut să mai joace încă o dată. Au fost cei mai frumoși, cei mai impresionanți, dar mai cu seamă cei mai speciali oaspeți în cadrul acestui festival, care, iată, se desfășoară de ani buni de zile și în care multe țări, prea multe, aș spune eu, au urcat pe acea scenă. Și de ce spun că prea multe? Pentru că avem și noi, la noi acasă, la noi în țară, o sumedenie de ansambluri pe care trebuie să le promovăm. Astăzi, ansamblul artistic profesionist Mureșul este părtaș la această zi a IEI Românești și vor prezenta în fața dumneavoastră o suită de jocuri feciorești din Ardeal și Fecioreasca Fetelor de la Crihalma. Florin Cerghedi, bineînțeles, coregraful corpului de balet, iar ceterașii noștri sunt pregătiți, nu-i așa? O orchestră profesionistă ca ansamblului Mureșul, eu cred că nu mai există în țara asta largă. Mulțumim mult pentru tot ceea ce faceți! Thank you.
Thank you.
Asta înseamnă calitate, dragii mei. Asta înseamnă ansamblul artistic profesionist Mureșul. Le mulțumesc pentru tot ceea ce reușesc să realizeze pentru județul nostru, pentru tradițiile poporului român. Pentru că ați putut observa, ei nu promovează doar jocuri populare din județul Mureș, ci din întreaga țară. Dar acest lucru îl veți vedea mai târziu în cadrul spectacolului nostru de astăzi, în care celebrăm Ia Românească. Un eveniment
marca Asociației Culturale Doruri Mureșene, în parteneriat cu Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului, Serviciul Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare. Iar cel care a gândit întregul eveniment este, bineînțeles, Costi Dumitru, care în minutele următoare va veni pe această scenă să vă demonstreze că, pe lângă faptul că e un maestru în organizarea evenimentelor care promovează acele simboluri naționale, iată, reușește să aducă bucurie în sufletele noastre prin intermediul cântecului popular românesc. Costi Dumitru! Câți oameni sunt pe pământ, toți au în ei ceva sfânt. Mulțumim frumos, în numele tuturor colegilor. Omul cu înțelepciune gândește după aia spune, unde-i mintea înțeleaptă, îi și om cu judecată. Câți oameni sunt pe pământ, toți au unii ceva sfânt. Nu-s veniți la întâmplare, cum li scris la fiecare. Felicitări orchestrei, maestru Zoli Bambo! Unde-i pace și armonie, îs oameni de omenie, acolo ți-i mai mare dragul, ca să-i calci la un pragu. Câți oameni sunt pe pământ, toți au unii ceva sfânt. Nu-ți veniți la întâmplare, cum li-s scris la fiecare. Oamenii ca frații s-ajută unii pe alții. La români o vorbă este, unde-s mulți puterea crește. Câți oamenii sunt pe pământ, toți au unii ceva sfânt. Nu-s veniți la întâmplare, la fiecare. Prietenuții oricare, numai cel cu suflet mare, și la greu, dar și la bine, când îl chemi lângă tine. Câți oamenii sunt pe pământ, toți au unii ceva sfânt. Nu-s veniți la întâmplare, cum li-s scris la fiecare. Nu-s veniți la întâmplare, cum li-s scris la fiecare. Mulțumesc mult!
s-o mâniet cucu pe mine și mi-a zis că nu mai vine. S-o mâniet cucu pe mine, lai, lai, la, 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 și mi-a zis că nu mai vine, lai, lai, la, la, la. Nu mai bate atâta drum, lai, lai, la, 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 să cânt eu lumii de-acum, lai, lai, la, la, la. Păi nu mai bate atâta drum, lai, lai, la, 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 să cânt eu lumii de-acum, lai, lai, la, la, la. Păi s-o mâniet cucu pe mine, hai și mi-a zis că nu mai vine, măi! Nu fi rău, măi, cucule, lai, lai, la, 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 că nu-ți fur cântările, lai, lai, la, la, la. Eu cu a mele, tu cu a tale, lai, lai, la, la, la. Tu-n deal și eu-n vale, lai, lai, la, la, la. Păi eu cu a mele, tu cu a tale, lai, lai, la, la, la. Tu-n deal și eu-n vale, lai, lai, la, la, la. Hai nu fi rău, măi, cucule, păi că nu-ți fur cântările, măi. Cucule cu pene sure, lai, lai, la, la, la. M-am dus la cules de mure, lai, lai, la, la, la. Și m-am pus lângă izvor, lai, lai, la, la, la. Să-i cânt mândri cu dor, lai, lai, la, la, la. Păi și m-am pus lângă izvor, lai, lai, la, la, la. Să cânt la lume cu dor, lai, lai, la, la, la. Păi cucule cu pene sure, m-am dus la cules de mure, măi. Mi-i drag și mie, lai, lai, la, la, la. Să cânt din copilărie, lai, lai, la, la, la. Dar pădure glasul tău, lai, lai, la, la, la. Îi dar de la Dumnezeu, lai, lai, la, la, la. Păi dar pădure glasul tău, lai, lai, la, la, la. Îi dar de la Dumnezeu, lai, lai, la, la, la. Păi cucule, mi-i drag și mie, să cânt din copilărie, măi! De-atunci cucu când mă vede, lai, lai, la, 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 s-ascunde în frunza verde, lai, lai, la, 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 și s-apucă de cântat, lai, lai, la, 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 ca să știu că n-o plecat, lai, lai, la, la, la. M-așez la umbră de fag, lai, lai, la, 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 și-amândoi cântăm cu drag, lai, lai, la, la, la. Păi s-o mâniet cu cupă mine, hai și mi-o zis că nu mai vine, măi. Nu mai bate atâta drum, să cânt eu lumii de-acum, hop, și-așa, măi. Vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți astăzi aici. O să-i mulțumesc din nou orchestrei condusă de maestru Zoli Bambo și tuturor colegilor care au ales să fie astăzi aici, la Târgu Mureș. Mulțumesc din suflet! Costi Dumitru, îți oferim și ție această amintire. Și uite, am să spun un lucru pe care eu l-am observat așa stând aici în apropierea scenei. Am observat că au venit la acest spectacol o mulțime de oameni, o mulțime de târgu mureșeni și nu numai, dar au mai venit niște artiști de renume din alte zone ale țării noastre. Așa cum urmează, următorul nostru invitat este vorba despre domnul Petrică Mureșan, care nu a venit singur de la Satu Mare, ci l-a adus alături de domnia sa pe domnul Robert Laslo, cel care este directorul Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale din Satu Mare. Și totodată, așa să știți că tot aici, la acest spectacol, este și Iulian Praja, directorul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș.
Și mai e venit și domnul Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud. Iată ce oameni valoroși a reușit Costi Dumitru să atragă astăzi aici la Târgu Mureș. Dar până una alta, eu sunt ferm convinsă că Petrică Mureșan a venit să își aducă cântecul său în dar de ziua ei și totodată să vadă ce public minunat este aici, la Târgu Mureș. Petrică Mureșan! Inima din mine-i arsă, inima din mine-i arsă, Domn. Când mă duc în sat acasă, inima din mine-i arsă, inima din mine-i arsă, Domn. Drumul-i rău, vale-i să cadă, și cărare-i astupată, și cărare-i astupată, dor. Puntea de-a ta-i putrăzită, casa noastră-i părăsită, casa noastră-i părăsită, dor. Ei, viață, viață! Prunii și mărul cel mare s-o uscat de supărare, s-o uscat de supărare, dor. Poarta stă să se înhâie, grajdu-i gol, șurai pustie, grajdu-i gol, șurai pustie, s-o crăpat pe vatră, niciun câine nu mai
mai latră, niciun câine nu mai latră dor. Prunii și mărul cel mare s-au uscat de supărare, s-au uscat de supărare dor. Inima-mi înlăcrămată s-o dustă ce-o fost odată, s-o dustă ce-o fost odată dor. Inima-mi înlăcrămată s-o dustă ce-o fost odată. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. Să știți că aceste aplauze le împărt și cu organizatori, cu Costică, cu această orchestră frumoasă. Costi Dumitru, vă mulțumesc și tuturor celor care sunteți aici. Mulțumesc familia Simon, mulțumesc tuturor, dragii mei. Tot așa, felicitări tuturor organizatorilor și vă mulțumesc din suflet că sunteți în număr mare aici. Și tot așa să ne vedem măcar o dată pe an și bine. Vă mulțumesc!